Uite care sunt două cele mai mari capcane când cumpere o casă sau apartament de la dezvoltatorii imobiliari. Primul este avansul. Se pune presiune pe cumpărător să plătească un avans cât mai mare, chiar 15% sau mai mare, sub pretextul discountului la prețul final. În acest fel, dezvoltatorul se finanțează gratis. El construiește practic din bani încasați de la clienți. Pericolul evident este acela că în situația în care acel imobil nu se finalizează din orice motiv, banii nu se vor putea recupera. Vezi criza din 2008, când au dispărut în ceață o mulțime de dezvoltatori. A doua este promisiunea de vânzare-cumpărare. Aceasta trebuie să cuprindă clauze suficient de clare privind penalitățile de întârziere pentru finalizarea imobilului, procent pe zi sau plata unei chirii lunare pentru client. A se evita încheierea unei promisiuni în stadiul incipient de construcție. Preaprobarea financiară la bancă expiră în 60-90 de zile, deci nu ai garanția obținerii creditului. Se pot schimba condițiile și costurile de finanțare. Nu se cunosc detaliile autorizației de construcție și posibile întârzieri sau probleme în derularea proiectului imobiliar. Promisiunea se va încheia, de preferat după ce imobilul este deja ridicat complet și se pot verifica detaliile autorizației de construcție. De exemplu, numărul de etaje autorizat și executat. Ca să fii sigur că nu faci nicio greșeală legat de tot procesul, poți apela complet gratuit la un consultant Amicredit care te va ajuta pas cu pas.